Vă salut! Bine ați revenit la bucătăria de acasă. Astăzi o să pregătim împreună un drop de miel cu o rețetă puțin diferită de cea obișnuită, de cea tradițională. Avem aici ca și ingrediente doar o ciupercă mare, champignon, tăiată destul de mărunt. Aici avem o lingură de sare amestecată cu o linguriță de piper proaspăt râșnit, cu o linguriță de cimbru. Aici avem două legături de mărar, o legătură de pătrunjel și două foi mari de ștevie pe care le-am tocat. Aici ceapă verde, usturoi verde, trei ouă de găină, niște frunze de ștevie și o să vedeți ce facem cu ele și organele de la un miel. Organele au fost ținute 10 minute, puteți să le țineți și mai mult, în apă cu oțet. Sunt oameni, știți bine, care nu suportă mirosul de miel sau de oaie. Dacă le țineți în apă rece cu oțet, o să miroasă mai puțin, aproape deloc. După care le-am spălat foarte bine, le-am clătit foarte bine și acum o să le tăiem în bucăți puțin mai mici. Într-o primă fază. Ăștia sunt plămânii de la miel. Asta este ficatul. Inima am tăiat-o deja în două atunci când am pus la apă cu oțet, ca și rinichii. Oțetul e bun pentru că curăță și mai bine rinichii. O să punem aceste organe de miel într-o primă fază în apă clocotită ca să le opărim pentru câteva minute. Deci opărim câteva minute organele de miel. Asta o facem ca să scoatem spuma din ele. Am citit mai multe păreri despre spuma din carne, în general. Unii spun că ea conține foarte multe toxine, alții spun că, de fapt, nu trebuie scoasă spuma, pentru că sunt, de fapt, proteine și că se pierde din gustul cărnii. Eu n-am putut să mă complic. Așa făcea mama, așa fac și eu. Așteptăm câteva minute. Au stat suficient. L-au opărit și acum le scoatem ca să le spălăm cu apă caldă, să le spălăm de spumă. El nu trebuie să fie fierte aici. Le-am pus aici doar ca să mai iasă spuma din ele. Mă rog, toxine, proteine, lăsăm specialiștii să își dea cu părerea aici. Dar eu, ca să fiu sigur că nu e nicio problemă, le gătesc fără spumă. Nu se simte pe cameră, dar după ce au stat în oțet și după ce o să le și curățăm, să știți că nu mai au miros de miel atât de pronunțat. Acum o să mergem să le spălăm cu apă caldă, după care revenim. Am spălat organele cu apă caldă, chiar foarte caldă, ca să le curăț de spumă. Am așteptat să se răcească, trebuie să așteptați pentru că altfel vă frigeți rău la mâini. Și acum le tăiem în cubulețe mici. O să începem întâi cu ficatul și rinichii. Sigur că mai comod e să faceți la mașină de tocat carne, dar și destul de necăcios
și mie îmi pare așa pate, nu prea arată drob. Sigur, e mai comod acolo, dar dacă tot vreți să faceți un drob de miel, nu e foarte, foarte simplu de făcut, dar nici foarte complicat. Trebuie doar răbdare. Tai organele astea de miel și mă gândesc la un comentariu pe care l-am citit de la unul dintre dumneavoastră. Cum să gătim și să mâncăm sănătos cu salarii de 2000? N-am cum să nu fiu răutăcios. Eu, acum câțiva ani de zile, am mărit și salariile, am mărit și pensiile, am scăzut taxele, am scăzut impozitele, a crescut puterea de cumpărare, am plafonat prețul la energie și la gaze și ați ieșit în stradă. Și stau și mă gândesc acum, câți dintre români, din păcate, au putut să cumpere un miel. Eu am putut. Da, am. Dar câți ori putea? Adică doar cu aroganță, dispreț și bășcălie de la guvernanți nu crește nivelul de trai, nu crește bunăstare. Acum, în legătură cu mâncatul sănătos, hai să nu vorbim despre aceste preparate de miel, care sunt toată pe ea. Dar vorbim de mâncărurile pe care le-am prezentat până acum, de legume, de post. Dacă credeți că puteți mânca mai ieftin, folosind alimente pline de chimicale și că așa ieșiți mai bine, vă înșelați amarnic. Vă și distruge sănătatea și cheltuiți și o grămadă de bani pe medicamente. Nu este deloc complicat să mai gătim acasă din când în când. Nu este deloc complicat. Trebuie doar să avem mai puțină comoditate și să avem încredere în noi. Credeți că s-a născut cineva învățat? Credeți că dintre marii șefi bucătari din lume, ăla de când s-a născut, știa? Nu. A învățat, s-a uitat la unul, la altul, a făcut bune, a făcut cursuri. Important e să înțelegi că poți să gătești, că orice om poate să gătească. Nu trebuie nici ustensile complicate, nu trebuie nici nu știu ce aparatură, trebuie doar voință și dorința de a mânca sănătos, chiar să ai așa puțin respect pentru sine, pentru tine, dacă nu pentru părinți, măcar gândiți-vă la copii. Gândiți-vă la copii că ei n-au nicio vină pentru greșelile noastre, pentru greșelile voastre. Nu ei i-au adus la putere pe cei care sunt acum. De ce trebuie să suferă ei? De ce trebuie să-și afecteze sănătatea pentru toată viața? Pentru că suntem noi cârcătași, pentru că ne place să inventăm mereu motive pentru care să nu facem ceva care e bun și care ne ajută, pentru că ne place să luăm în bășcălie orice, chiar dacă e bun, chiar dacă e sănătos, nu ne ajută asta, nu vă ajută asta, nu vă ajută nici copiii. Ba dimpotrivă, le face rău. Eu nu fac un lucru. Nu pun sare nici atunci când opăresc organele, nici ulterior când o să le călim puțin, pentru că vreau ca drobul de miel să nu fie nici necăcios și nu vreau ca aceste organe să se întărească, pentru că este păcat. Repet, nu e ușor să faci un drob de miel, este puțină muncă.
Și atunci, dacă tot muncim puțin, haide să-l facem gustos. Este și motivul pentru care astăzi vă prezint rețeta asta cu ștevie, care îl face foarte dulce. Sigur, rețeta tradițională este ca acest amestec să se pună în prapurile de miel. E mai greu pentru digestie, dar în ștevie este mult mai gustos și mult mai dulce. Nu mai zic că ștevia are niște proprietăți deosebite, dar ca și gust este mult mai dulce. M-aș bucura să încercați. Am mai citit câteva comentarii și am văzut că cineva se întreba unde m-am bronzat. Pentru cei care nu prea ies din casă, să știți că dacă stai pe câmp în soare, te bronzezi. Eu sper că a fost o glumă comentariu care spunea că am fost la solar. Din câte știu eu, n-am fost niciodată, pentru că mi se pare nesănătos. Dar din câte știu eu, la solar nu te bronzezi cu urma de ceas la mână. Eu v-am spus că lucrez la firma de agricultură a fiului meu. Și a fost perioada în care au fost lucrări pe câmp. Plus că eu în fiecare dimineață, de când răsare soarele, o jumătate de oră, o oră, beau o cafea la soare, cu fața spre soare. Nu vreau să vă complic existența, dar dacă aveți timp și chef să citiți pe internet despre ritmul circadian, să vedeți că sunt mai mulți oameni de știință care spun că dacă dimineața stăm 20 de minute, 30 de minute și chiar și 15 minute cu ochii spre răsărit, nu cu ochii în soare, dar cu ochii spre răsărit, asta ne ajută foarte mult organismul să se programeze pentru ritmul firesc, pentru bioritmul firesc din ziua respectivă. Dacă țineți minte, le-am zis celor de la ANPC să fie puțin mai curajoși și să-i oblige pe cei care ne-au inundat țara, magazinele, cu produse de afară. Atâta bătaie de joc și dispreț față de români au, încât cu chiu, cu vai, au început să pună niște abțibilduri și în limba română, dar scris atât de mic, încât nu foarte mulți oameni reușesc să citească. Și bineînțeles că renunță și consumă fără să știe toate ingredientele, care sunt importante, sunt foarte importante pentru sănătate. După ceva timp, probabil domnul Horia Constantinescu de la ANPC, șeful de acolo, probabil că a primit de la șefii lui, de la PR-ul guvernului, de la PR-ul partidului, habar n-am de unde sau de la vreun mare consilier de comunicare, textul pentru răspuns. Răspunsul lui a fost că poate eu am fost mai preocupat de rețete, de rețetar, decât să fiu atent ce au făcut ei. Măi, domn Horica, erai mai respectos așa și mai educat acum câțiva ani de zile, din câte mi-aduc eu aminte. Dacă dumneata crezi că i-a ajuns pe români din poziția extrem de importantă pe care o ai
și pe care nu ai primit o moștenire. Ai fost pus acolo. Îi ajuți pe român folosind această aroganță tipică pentru Sorin Grindeanu sau Mihai Tudose sau alt șmecher din politica românească și de la putere, te înșele amarnic. Degeaba spui dumneata că le-ai zis și că le-ai cerut și că le-ai impus. Nici nu te bag în seamă ăștia de la multinaționale. Aduc în România în continuare alimente pe care scriu în românește foarte mic și nu interesează. Crezi, mata, că după 2-3 filmulețe de așa zis curaj că ai fost și ai verificat niște magazine, a rezolvat problema? Nici vorba. A fost doar imaginea. Dacă îți pasă de sănătatea românilor, de buzunarul românilor, atunci nu trebuie să ai teamă de nimeni. Dacă nu, abține-te să faci comentarii de-astea. Nu te-a sfătui să mă stârnești să intrăm într-o polemică. Am tocat toate organele de miel, separat, așa cum v-am spus, ficație și rinichi și inima și plămânii. Acum începem să călim din ingrediente. Prima dată o să călim ciupercile, o să pun o bucățică mică, să văd când e uleiul gata. Aici puteți să folosiți și ciuperci la borcan. Nu sunt la fel de gustoase, dar pot fi folosite. Nu recomand. Punem ciupercile. Acum punem ceapa și usturoiul. O să le lăsăm câteva minute. În funcție de ce tip de plită aveți. Plită electrică, plită cu inducție, aragaz, cu gaz. În funcție de vasul pe care îl folosiți, timpul pentru călire, sigur este diferit. Acum o să punem inima și plămâni. Repet, nu îi prăjim, îi călim și îi înăbușim puțin. Odată cu rinichii și ficatul, o să pun și o frunză de ștevie la călit. Nu tai foarte mărunt, dar nici cu frunze foarte lungi. Și o să punem ștevia. Și ficatul și rinichi. N-am pus sare și încă nu pun. Lăsăm la călit și înnebușit câteva minute. Compoziția aici este aproape gata. Trebuie cam 5-6 minute așa de când am pus ficatul și rinichii și ștevia. Mai lăsăm așa un minut fără capac. Acum aprind focul. Lăsăm puțin
să se pătrundă, după care o să așteptăm să răcească. Între timp, pregătim frunzele de ștevie ca să îmbrăcăm drumul. Le scoatem nervura principală, care este și foarte groasă și nu ne trebuie. Acum o să le opărim. Am pus apă la fiert ca să opărim frunzele de ștevie. Le opărim ca să fie mai moi, să le putem modela mai ușor pe forma în care o să facem drog. E suficient? Sau muia suficient? Nu trebuie să le fierbem, pentru că ne interesează ca gustul, aroma și substanțele nutritive din ștevie să le regăsim în drog. Cea mai grea operațiune din toată rețeta asta este să așezați ștevia în formă. Am pus o foaie de copt, hârtie de copt. Astea s-au răcit de când le-am opărit, să știți. Nu le puneți fierbinți, că nu e bine. Acum o să pregătim compoziția, partea finală. Punem verdeața. Aici am pus mărar și pătrunjel. Amestecați bine. Pun și amestecul de sare, cimbru și piper măcinat. Acum o să punem, s-a răcit compoziția, acum o să punem cele 3 ouă pe care le-am bătut de la sunatapa în cap. Și trebuie să amestecăm bine. Acum punem compoziția în formă. Să nu uitați să porniți între timp cuptorul, să-l preîncălziți la 180 de grade. Acum îl îmbrăcăm cu ștevie.
Și în final o să ung așa, cu puțin ulei. Acum e pregătit pentru cuptor. Cuptorul e preîncălzit și l-am băgat pe domnul Drob 50 de minute la cuptor. La 180 de grade și așteptăm. A trecut o oră și drobul e gata. Mirase foarte bine. Acum îl scoatem din cuptor și îl lăsăm să se răcească. Drobul de miel este gata, este preparat, a stat la cuptor suficient, este suculent, este gustos, miroase foarte bine de la toate ingredientele, dar cel mai plăcut miros și cel mai plăcut gust este de la ștevie. Acum o să-l las să răcească. Vă rog, dacă cumva îl preparați, nu vă repeziți în el când e cald, pentru că el trebuie să se lege. Și după ce s-a răcit bine, o să-l pun la frigider peste noapte. Puteți să-l țineți și câteva zile, depinde când îl preparați. Dar lăsați-l măcar o noapte sau 4-5 ore la frigider ca să vă bucurați cum trebuie el să nu se dezlege. Dragii mei, astăzi am gătit împreună un preparat care nu este ușor, dar care este foarte gustos și odată într-un an merită făcut. Până la următoarea rețetă pe care o să o facem împreună, vă doresc numai de bine!